Florentin Petre a avut în cantonamentul de la Poiana Negri un lot de 24 de jucători, printre care și cei 5 străini veniți în pauza de iarnă. Este vorba despre moldovenii Mihai Negură, fundaș stânga, Oleg Lupușor, mijlocaș central, francezii lui Carubi, atacant, și Musa Konate, fundaș central, și bulgarul Ivan Makriev, fundaș central. Mai avem nevoie de doi fundași centrali, de un fundaș stânga și de un atacant. Pe acest ultim post mizăm pe o eventuală revenire a lui Chalabi. Rămâne să vedem în ce condiție fizică este în acest moment, a precizat Florentin Petre. Miercuri, pe terenul sintetic al liceului cu program sportiv, formația suceveană va înfrunta divizionara a treia Sănătatea Darabani în primul amical al iernii. Până la reluarea campionatului, Foresta mai are programate alte 3 partide de verificare în compania formațiilor Bucovina Rădăuți pe 9 februarie, Știința Miroslava pe 14 februarie și Aerostar Bacău pe 17 februarie.